Superliga vă este oferită de Superbet. Petrolul CS Mioveni este ultimul meci al etapei a treia din play-out-ul Superligii. Două înfrângeri la rând are trupa lui Nicolae Dică. Și iată cum începe Petrolul cu Vâlceanu în poartă. În apărare Pap, Mathaus și Myers, o așezare cu trei fundași. Pe cele două flancuri vor fi Dua și Țicu. În centrul Petrolului Seto, Jair și Gicu Grozav, în atac Budescu și Irobiso. Aproape cea mai bună formulă de echipă pe care o poate alinia Florin Pârvu este aceasta a Petrolului. De cealaltă parte, Mioveniul cu grab în poartă. În apărare Garuti, Balaur și Scarlatakis. Snow va fi pe partea dreaptă. Da, este un început atipic de meci. Lovitura de începere va fi dată de fostul câștigător al Cupei României, Jean Grama. Iată-l aici cu numărul 7. Iar mingea a fost adusă la centru de o echipă de elevi participanți la campionatul mondial de robotică în 1995, în acea finală câștigată la penaltiuri împotriva Rapidului. Petrolul în echipamentul obișnuit, galben-albastru, atacă în această primă repriză la poarta din dreapta. Mingea jos, Țicu. Da Silva, Jair, un jucător foarte interesant, un mijlocaș brazilian de 28 de ani și un șut, gol! Petrolul! Deschidere foarte rapidă de scor, nici nu au trecut 10 minute și ploieștenii reușesc să-l învingă pentru prima oară pe Alexandru Greb. Centrare, Irobiso sare peste minge foarte bine. A lăsat Irobiso mingea să treacă pe lângă el. Garuti și Scarlatache, cei trei fundași ai Mioveniului, au reușit să respingă nu foarte departe Budescu. Centrează Budescu și gol! Super Jair! Ba nu, este Felix Mathaus, cel care duce scorul la 2-0, la fix jumătatea acestei prime reprize. A avut timp să se uite, să își așeze balonul, să centreze perfect în marginea careului mic. De acolo Mathaus să-l învinge pe Greb. Avea mari speranțe că va lupta formația sa pentru evitarea retrogradării. Deocamdată Mioveniul nu mai are fundaș dreapta, vine Rădescu acolo să completeze. Un șut centrare care trece destul de periculos peste poarta lui Octavian Vâlceanu, elevii lui Nicolae Dică. În acest moment Mioveni 11 puncte, ultimul loc, în fața lor Argeș 14 puncte, iar pe locul 8 UTA 18, pe 7 Chindia cu 19 puncte, Universitatea Cluj 20 de puncte, locul 6 care asigură salvarea directă. Practic nu este chiar totul pierdut, dar la cum a arătat Mioveniul în această partidă, s-ar putea să aibă viață grea acum pe final de sezon. 2-0 așadar pentru Petrolul. Budescu a marcat un super gol în minutul 10, apoi a centrat pentru Mathaus, care a stabilit scorul final. Victorie pentru Petrolul, care trece pe primul loc în clasamentul din play-out. Superliga vă este oferită de Superbet.